Ceremonia privată oficiată de înalt preasfințitul Calinic, arhiepiscopul Argeșului și Mușcelului, i-a reunit la mormântul regelui pe majestatea sa Margareta, principele Radu, principesa Sofia, Nicolae, nepotul regelui și pe soția sa Alina. Familia regală s-a rugat pentru sufletul regelui Mihai. A aprins lumânări și a depus flori la mormintele tuturor regilor României care odihnesc acum la curtea de Argeș. Zeci de oameni pentru care regele Mihai va rămâne un model de modestie, demnitate și dragoste pentru țară au venit la parastas. Frumos că ați venit. Vă iubim și suntem cu toții. Și vă iubim, vreau să cadă amiralgerii. Ne-am bucurat că i-am văzut de aproape. Empatizăm cu majestățile lor și cu suferință. V-ați rugat. La ce v-ați gândit? La recunoștință pentru trecut și speranță pentru viitor. Pelerinajul la mormântul regelui Mihai a continuat și după ceremonia religioasă. Oamenii din toată țara au venit să aprindă o lumânare, să depună o floare și să se roage pentru sufletul regelui Mihai. Regele Mihai a trecut la cele veșnice pe 5 decembrie 2017. Ultimul suveran al României își doarme somnul de veci alături de regina mamă Elena, repatriată în urmă cu o lună.